mai puternic este sistemulator financiar. Nu am prezentat, prezentat din cunoaște. Da. Deci eu spun din discuții cu direct cu Mihai Stoica. Deci, da, da. Eu spun și aici, pe viitor poate... Dar nu, Mihai Stoica fiind directorul comercial de la electromagnetică. Deci, puneți și o secțiune de realitate, pentru că plecăm cu impresii foarte frumoase despre ce se poate face în viitor. Bunilor practici în România, dăm cu partea dorsală de pământul în mereu. Pentru că au știut niște cazuri când s-au implementat prost sistemele acestea, deci s-au și defecte și așa mai departe. Poate că dacă am discutat pe față despre problemele reale, atunci poate că s-au corectat. Spuneați de Bucur și de domnul primar. Noi suntem concesionarii sistemului de luminat. Din 2011 și o să termin contractul în 2021. Deci am fost direct interesat să aplicăm la tehnologii inovative. În primul fază am făcut o investiție de 1 milion de euro acolo, am redus cu 64% costul cu energie electrică. Normal că, dacă vin tehnologii pe piață, ne-am fi dorit să mărim această economie de energie. Am plecat cu ideea unui parc de panouri fotovoltaice cu un container de baterii în care să alimentăm 78 de stâlpi. Din 78 de stâlpi s-au transformat în 99, fiecare cu elicea și panouri. Ce s-a întâmplat de la proiectare până am ajuns la execuție? Vă spun eu, canalizări, era un proiect integrat cu canalizare, cu asfaltare, cu doamne acum. Și s-a răsturnat totul, deși nu ne-am dorit să ajungem. Deci totuși soluția asta care este implementată acum nu este ceea ce ați nu este ceea ce am dorit și cea mai bună. Pentru că și ajungem aici la exemplu de bune practici al comunii Mercedeni, în care se fură acumulatorii, se mântăresc panourile. Se inundă acumulatorii. Se inundă acumulatorii. Să supără, vă șastru? Trebuie da, da. Deci am dispărut șase asta vă rog să nu filmați. Îmi pare rău, da. Prea târziu. 600 din 1200. S-au dispărut, s-au inundat, s-au stricat. Investiția a fost destul de mare, aproape 4 milioane de euro. Ca să ajunge, practic, în niciun an. Sunt numai... E proastă. Faptul că se murdăresc, mi-a făcut tot chiar cu domnul primar atunci și am explicat că ar trebui să aibă două utilaje care, odată la două zile, trebuie să dea cu decizorul să-i șteargă panou, pentru că se murdăresc de la ploaie. Deci sunt multe aspecte de luat în considerare și atunci cred eu că ar trebui făcut așa un grup de lucru mai mare și un proiectant și un furnizor de soluții care să spună, domnule, bun, astea sunt aspectele pozitive, astea sunt aspectele negative de care ni-l oprim în implementare. Pentru că, din punctul meu de vedere și vorba și de colegii mele copilor cu care ne știm și lucrăm foarte direct, o reputație ți-o gândești o viață și o știți în 5 secunde. Atâta. Să vină cineva să te acuze, să spună că de ce nu mi-ai spus, de ce nu m-ai învățat, că voi sunteți specialiști. Noi, din acest motiv, am creat această echipă de consultanță pentru unitățile administrative teritoriale, pentru că aici este cea mai mare lipsă de specialiști și căutăm și în momentul de față ingineri care să aibă capacitatea de a explica și de a urmări conținutul legislativ cu conținutul tehnic al unor echipamente și a vedea ce este oportun să se implementeze. Dacă eu mă duc și pun o elice într-o zonă unde nu există vânt, înseamnă că, mă scuzați, nu am analizat bine subiectul respectiv și atunci nu am despre ce să vorbesc. Este o soluție proastă, care, după părerea mea, n-ar fi trebuit să iasă după semnătura unui inginer. Sunt aspecte tehnice care țin de natura consultanții acordate beneficiarului, care beneficiarul nu este de specialitate. Deci mai bun. Deci aș spune că plecăm la astfel de evenimente cu idei. Idei foarte bune. Le explicăm prin principiul telefonului fără fir unui proiectant, care îi înțelege, scrie un proiect. Când ajungem în implementare, vedem că nu e așa. Începem să schimbăm soluțiile. Schimbăm soluțiile și vând tot într-un principiu românesc, las-o așa cum merge, să o rezolvăm. După aceea, ideea, au știut treabă de ce ai plecat așa și ai așa și așa și un scandal mare cât asta. 95% din corupții prostii. Adică nu plecăm foarte așezat și nu analizăm, plecăm de la idee, ajungem în practică, în practică se lucrează și parcă știți să explicăm de ce așa acolo. Deci și o sesiune de... Am înțeles, în care vă rog ăsta alimentare. Deci se analizează situația de pe teren foarte clar.